avem să mergem la Comisia Juridică, la Parlament, pentru că e scandal acolo. Asta este atribuția noastră. Sunteți bodyguards? Ce sunteți dumneavoastră? Ce funcție aveți aici? Sunt angajații biroului de afaceri interne. Angajați la afaceri interne. Da. Și cum vă numiți, vă rog frumos? Declinați-vă dacă identitatea. Dacă vreți să faceți o reclamație la domnul secretar general, faceți o și reclamație. Și eu cui spun? Unul cu ochelari și cu o mască. Exact. Este? Da. Și încă unul fără ochelari și fără mască și cu mască, da? Cu mască. Nu așa? Deci cum vă numiți, vă rog frumos? O să vină poliția austriască să vă identificați. Nicio problemă. Da? Da. Bun, dați-mi și mie ordinul prin care eu nu am dreptul să intru în sală. Este dispoziția doamnei președinte a Comisiei Juridice. Dați-mi ordinul scris, nu există ordin verbal. Mie comunicată verbal este. Așa ceva. Comunicată așa verbal. Da, dați-mi și mie voie să intru, vă rog frumos. Ce v-a spus doamna președinte înainte? Nu mi-a spus absolut nimic. Madama Scântei nu este. Dați-vă la o parte. Vă rog frumos, lăsați. Dați-vă la o parte. Dați-vă la o parte. A, nu vrei? Nu vrei? Dar cine ești tu să vrei sau să nu vrei, mă? Cine vă permite dumneavoastră să interziceți unui senator să intre într-o sală? Dacă puteați mască, vă lăsați. Da, să am mască. Uite, am mască. Nu mă interesează. Aia nu scrie că mă apără de SARS-CoV-2 și spune că dacă am probleme respiratorii să nu o port. Da? Deci vă rog frumos acum, spuneți. Haideți, vă rog frumos, haideți să mă rugăți. Nu, nu mă rugați nimic, eu v-am chemat poliția, m-ați agresat, ați dat în mine, m-ați învinețit la picior. Deci dacă doamna Scântei a dat dispoziție ca eu să fiu bătută la ușă, deci în momentul ăsta am chemat 112 pentru că am fost agresată și m-au lovit la picioare. Deci eu am chemat 112. Dacă asta a vrut doamna Scântei să-și bată joc de un parlamentar și de tot ce înseamnă legea 96/2006 și a dispus să fiu bătută, atunci doamna Scântei va avea plângere penală pentru instigare la violență împotriva mea. Asta s-a întâmplat aici. Deci am fost lovită de acești doi oameni. Nu vă este rușine? Cum vă permiteți să vă comportați în halul ăsta cu un coleg senator? Întreabă-mă Scântei cine sunt ăștia doi. Cine sunt ăștia doi de aici care și-au permis să mă lovească? Nu le este rușine? Cum vă puteți permite să vă bateți joc în halul ăsta de un coleg parlamentar? Voi sunteți cei care instigați la violență și la ură în Parlamentul României? Și eu sunt aleasă de poporul român, nu numai dumneavoastră. Cum vă permite să dați ordin să fiu bătută aici la ușă? Ce înseamnă acest lucru? Cum vă permite să dați dispoziție să se manifeste acte de violență împotriva mea? Asta ați vrut circa aici de față cu televiziunile? Chiar nu vă este rușine? Ca să iasă și ea în evidență. E o simplă notăriță și asta e, na, ce să facă? Cum este posibil așa ceva? Să fiu lovită, mi-a obinețit piciorul? Chiar nu vă este rușine? Cum vă permiteți așa ceva? Voi invocați respectarea regulamentului și a legii când voi sunteți primii care o încălcați? Chiar nu aveți pic de respect și de bun simț față de un om de lângă voi? Pentru declarații politice nu se răspunde. Băi, și-a spun din gură să ții tu Așa, chiar nu vă este rușine? V-am chemat 112 și am solicitat intervenție pentru acte de violență împotriva unui senator. Da. Și voi depune plângere penală, instigare la violență, inclusiv împotriva doamnei Iulia Scântei. Dacă asta doriți, asta veți avea. Chiar nu vă este rușine? Cine vă credeți voi să faceți așa ceva? Voi schimbați Constituția României și legea 96/2006, voi care ați distrus România? Cu partidele voastre care și-au bătut joc de tot ce înseamnă România? Nu vă convine că vă spun adevărul? Cum vă permiteți așa ceva? O las. Cum e posibil să interziceți unui parlamentar să asiste la o ședință, mai ales că am acte medicale? Cine sunteți voi să încălcați Constituția și legea 96/2006? Unde este ordinul scris că eu nu am dreptul să intru într-o sală? Cum vă permite să vă bateți joc în halul ăsta? Mi-ai fost invitată mai întâi. Sunteți deranjați, sunteți deranjați de adevăr. Sunteți deranjați pentru faptul că vă bateți joc de România. Bine. Pentru declarații politice nimeni nu a fost judecat până acum. Cum e posibil să nu mi se permită să-i spun? Dă-te la o parte de aici! Dă-te la o parte de aici, că nu puteți! Nu-ți e rușine? Nu vă e rușine amândurarea să vă stă să atacați un senator? Domnul Cucean, te la o parte! Da, e din.
A, Parlament. Diana Șoșoacă spune că va face plângere penală președintelui comisiei.